Un nou preot paroh a fost instalat ieri seară la Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan, gară din Constanța. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit taina Sfântului Maslu, iar apoi l-a prezentat credincioșilor pe noul lor păstor. Vine dintr-o zonă cu o activitate misionare atât de intensă. În țara noastră nu există misiune mai grea ca în județele Covasna și Harghita, unde românii sunt minoritari și adeseori în primejdie. Părintele Puiu Mihai a fost mâna dreaptă a celui ce este acum mitropolitul Banatului, înalt preasfințitul Ioan, și timp de 20 de ani lângă înalt preasfințitul Ioan și 2 ani după aceea lângă preasfințitul Andrei, a făcut o misiune atât de frumoasă și plină de jertfă. Ridicată în anul 2008, biserica are un demisol spațios deasupra căruia se va ridica un locaș de cult din lemn. Venirea mea aici e legată indiscutabil de zidirea bisericii atât de mult așteptate a Sfântului Arhidiacon Ștefan și cred că împreună preoți și credincioși, cu binecuvântarea înalt preasfințitului și cu sprijinul înalt preasfințitului, vom reuși să punem Sfânta Cruce pe tur la bisericii celei de lemn. Mă bucur că las parohiatul pe mâinile unui om destoinic, unui om care vine din patria lemnului și ne dorim ca deasupra să fie o biserică din lemn, dându-l are experiența necesară pentru a o edifica, dar cu siguranță vom fi alături de dumnealui și vom duce la bun sfârșit acest proiect în care fiecare dintre noi ne-am lăsat o parte din sufletul nostru. Un proiect vechi al parohiei care urmează să fie pus în practică în curând este ridicarea Centrului Social Sfântul Ștefan.